Ați observat vreodată că unii oameni sunt mai norocoși în viață decât alții? Aceștia se descurcă ușor și fără prea multe complicații. Astfel de oameni au tot ceea ce majoritatea oamenilor doar visează: o sănătate bună, un corp atletic, o familie înțelegătoare și un venit stabil. Dar cum reușesc ei să mențină toate domeniile vieții la un asemenea nivel înalt? Adevărul este că astfel de oameni urmează, în mod conștient sau întâmplător, legile Universului. Aceste legi sunt forțe ale Universului, care funcționează întotdeauna, indiferent de circumstanțe. Încă de pe băncile școlii, începem să învățăm despre legile fizicii, avem o anumită cunoaștere a normelor religioase și juridice, însă nu știm nimic despre legile Universului, deși această cunoaștere este la îndemâna oricui. Ele stau la baza vieții și a realității noastre. Din acest video veți afla 4 legi ale Universului care vă vor ajuta să reușiți în orice domeniu. Urmăriți acest material până la sfârșit pentru a înțelege cum funcționează această lume. Legea schimbului de energie sau a echilibrului. Legea schimbului de energie spune că, înainte de a primi, trebuie să oferi ceva în schimb. Totul în această lume este energie, care se află în continuă mișcare. În viața umană are loc un schimb constant de energie. În fiecare secundă trimitem ceva către exterior, fie că sunt gânduri, cuvinte, acțiuni și primim înapoi. Nikola Tesla spunea: lumea noastră este scufundată într-un vast ocean de energie. Zburăm prin acest spațiu infinit cu o viteză inimaginabilă. Totul în jurul nostru se rotește, se mișcă, totul este energie. Avem în fața noastră o misiune extraordinară, aceea de a găsi modalități de a extrage această energie. Și odată extrasă din această sursă inepuizabilă, omenirea va avansa cu pași uriași. Primul principiu al acestei legi afirmă că trebuie să existe un echilibru în toate. Energia nu poate dispărea. Dacă există o pierdere undeva, în mod obligatoriu trebuie să existe un câștig în altă parte. Atunci când trimiteți ceva către exterior, înseamnă că acel ceva vi se va întoarce. Așadar, fiți atenți la cuvintele și gândurile pe care le emiteți către lumea exterioară. Atunci când gândiți negativ, când vă plângeți de viața pe care o aveți, gândurile se vor întoarce sub forma unor evenimente neplăcute. Ceea ce ați oferit, tot aceea ați primit. Neplăcerile vor fi o confirmare a tot ceea ce ați spus și gândit despre viața voastră. În schimb, atunci când mulțumiți Universului pentru ceea ce aveți deja, veți primi și mai multe binecuvântări și veți simți un flux de energie, pace și siguranță. Meditația vă poate ajuta să vă urmăriți gândurile. Prin meditație, învățați să fiți atenți la gândurile voastre și, ulterior, puteți chiar să le controlați. Pentru a atinge echilibrul, trebuie să învățați să dați și să primiți în mod egal. Nu oferiți mai mult decât este necesar și nu vă devalorizați munca, altfel echilibrul universal va fi perturbat. Adesea oamenii dau mult, dar primesc puțin înapoi. Dacă vă numărați printre aceste persoane, învățați să acceptați ajutorul, complimentele, recunoștința și cadourile. Pe de altă parte, există și oameni care iau mult, cer mult, dar dau prea puțin înapoi. Aceștia trebuie să învețe să fie recunoscători și să nu trateze oamenii și lumea ca și cum li s-ar datora totul. Al doilea principiu al legii schimbului de energie spune: niciodată să nu luați și să nu dați nimic, așa, pur și simplu. Atunci când primiți ceva și nu oferiți nimic în schimb, cum ar fi recunoștință sau bani, este ca și cum ați împrumutat de la univers, iar în viitor se pot întâmpla situații în care să vă pierdeți banii sau chiar să nu vă puteți bucura de ceea ce ați primit. Iar acest lucru nu se va întâmpla a doua zi, de aceea s-ar putea nici măcar să nu vă amintiți că nu ați dat nimic în schimb. Această interdependență nu poate fi urmărită. O altă situație este atunci când faceți unei persoane un serviciu, depuneți un efort emoțional și fizic, vi se mulțumește, iar voi spuneți: nu ai pentru ce, ori pentru nimic, devalorizându-vă astfel munca. Eliminați din vocabular expresia nu ai pentru ce. Altfel veți avea parte doar de blocaje și de un sentiment de nemulțumire față de viață. Spunând nu ai pentru ce, îi transmiteți Universului că munca și timpul vostru nu au nicio valoare. Echilibrul este de asemenea perturbat dacă ajutați fără să vi se ceară. Al treilea principiu al acestei legi spune: cu cât dai mai mult, cu atât primești mai mult. Acest principiu se poate aplica în orice domeniu al vieții.
Atunci când dați mai multă energie decât ați planificat, veți primi mai mult în schimb. Însă învățați întotdeauna să păstrați un echilibru și să oferiți în așa fel încât să nu ieșiți în pierdere. De exemplu, vă puneți de acord asupra unui serviciu, faceți un pic mai mult decât ceea ce ați promis. Însă dacă vi se cere ajutorul și simțiți că nu mai aveți aproape deloc energie pentru asta, nu vă irosiți și ultimul strop. Oferiți doar atunci când sunteți într-o stare de abundență. Legea liberului arbitru. Fiecare persoană, prin definiție, are întotdeauna posibilitatea de a alege, indiferent de situația în care se află. Fiecare situație începe cu o alegere, fiecare zi începe cu o alegere. Iar atunci când nu vă place o anumită situație, țineți minte respectivul moment și încercați să vă amintiți cum ați ajuns în acest punct. Tot ceea ce ați făcut în trecut a condus către acest moment. Dacă doriți ca viața să vi se schimbe, faceți o alegere și începeți să vă schimbați în mod conștient. Există un număr infinit de opțiuni în acest univers. Omul este liber să aleagă orice variantă din această varietate. În univers există deja toate variantele de desfășurare a evenimentelor. Iar dacă vreți să schimbați ceva în viață, acționați diferit. Încercați să faceți lucrurile așa cum nu le-ați mai făcut până acum. Începeți cu cele mai simple, care vă vor scoate din zona voastră de confort. În acest fel, veți începe să observați toate posibilitățile. Iar pe acest drum nou, veți întâlni în mod neașteptat oameni care vor avea mai târziu un impact asupra vieții voastre. Însă acest lucru s-ar putea să nu vi se întâmple dacă mergeți pe aceeași cale cunoscută și repetați aceeași rutină. Nu vă fie teamă să faceți lucruri noi și neobișnuite. Albert Einstein spunea, este o nebunie să faci același lucru în mod repetat și să te aștepți să obții alt rezultat. Legea abundenței. Universul este abundent pentru toată lumea. Are aceeași cantitate de resurse pentru toți. Cu toate acestea, doar 1% din populația lumii deține peste jumătate din averea globală, potrivit unui raport din 2016 elaborat de organizația caritabilă britanică Oxfam pentru Forumul Economic Mondial de la Davos. Restul oamenilor se află fie sub pragul sărăciei, fie se luptă în fiecare zi pentru a supraviețui, încercând să facă bani. Iar acest lucru se datorează faptului că majoritatea oamenilor au în minte stereotipul lipsei banilor și a resurselor. Ei sunt convinși că nu este îndeajuns pentru toată lumea. Însă oamenii prosperi nu au această atitudine. Răsfoiți biografia oricărei persoane de succes și veți vedea cum funcționează legea abundenței. Conștiința abundenței este convingerea că tot ceea ce ai dat se va întoarce la tine. Chiar dacă sunteți strâmtorați din punct de vedere financiar, va veni un moment în care lucrurile se vor schimba. Dacă nu aveți bani în acest moment, nu înseamnă că sunteți săraci. Dacă aveți o familie, o casă, un loc de muncă, dragostea celor dragi, atunci nu mai sunteți săraci. Învățați să fiți recunoscători pentru ceea ce aveți deja. Treptat, mentalitatea abundenței va înlocui mentalitatea sărăciei. Secretul legii abundenței este următorul. Pentru a primi și a vă bucura de lucrurile bune în viață, trebuie mai întâi să învățați să dăruiți. Legea atracției sau oglinzile. Legea atracției spune că ceea ce este asemănător atrage asemănător. Atrageți ceea ce există deja în interiorul vostru. Dacă sunteți o persoană fericită și armonioasă, oamenii fericiți și armonioși îi veți atrage. Atunci când sunteți pesimiști, persoanele și situațiile similare le veți atrage. Pentru a nu mai fi un magnet al situațiilor negative, nu mai fiți sursa gândurilor negative. Dacă sunteți înconjurați de oameni critici, geloși sau invidioși, gândiți-vă dacă nu cumva aceste defecte se regăsesc și în interiorul vostru, deoarece oamenii nu fac decât să scoată în evidență trăsăturile voastre negative. Tot ceea ce observați la alți oameni se află și în voi. Acest lucru este valabil nu numai pentru trăsăturile de personalitate negative, ci și pentru calitățile și talentele deosebite. Tot ceea ce nu vă place la voi, veți observa mai des la ceilalți. Cu toate acestea, cei din jurul vostru vor reflecta și părțile voastre bune. Lumea este o oglindă care oferă fiecărui om reflexia propriei fețe. De aceea, toți filozofii, liderii spirituali și trainerii spun că schimbarea trebuie să înceapă cu tine. Numai o persoană puternică se poate gândi la sănătate fiind înconjurată de boală. Se poate gândi la prosperitate fiind înconjurată de sărăcie. Doar cei care au această putere devin uriași, capabili să învingă soarta și să obțină ceea ce se străduiesc să obțină.